Și a început numărătoarea inversă. Până când românii sunt așteptați la urne, secțiile de votare se vor deschide pentru diaspora vineri, iar alegătorii vor avea la dispoziție timp de 3 zile pentru a vota. Peste graniță, în toată lumea, sunt 950 de secții, un număr record nu doar pentru țara noastră, ci și comparativ cu alte state care au organizat anul acesta alegerile. O premieră. Duminică, oricine va putea urmări rezultatele provizorii în timp real, datorită unor softuri noi introduse. Dacă mâine ar fi organizate, s-ar desfășura alegerile, autoritățile sunt pregătite ca mâine să putem desfășura alegerile. Evident că ele se vor desfășura în ziua de 24 noiembrie. Tipărite, pregătite, buletinele de vot, aproape 19 milioane la număr, au ajuns la prefecturi. Duminică românii își vor alege câștigătorii primului tur al alegerilor prezidențiale în aproape 20.000 de secții de vot din toată lumea. Conaționalii din afara granițelor vor putea vota încă de vineri. Sunt organizate la nivel de țară 18.968 de secții de votare. Pentru toate aceste secții de votare au fost desemnați președinții și locțiitorii, respectiv operatorii acestor secții de votare. Avem deschise în străinătate, la propunerea Ministerului de Externe, 950 de secții de votare. Este un record atât pentru țara noastră, cât și din ceea ce știu eu până acum. Nicio altă țară din lume nu organizează un număr atât de mare de secții de votare în străinătate. Pentru prima dată, românii vor putea afla în timp real rezultatele alegerilor, iar până la ora 21 se vor primi deja rezultate parțiale provizorii. Procesele verbale vor fi introduse într-un software supravegheat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Pentru alegerile prezidențiale a fost adăugată o nouă facilitate, în sensul că toți cei interesați vor putea urmări în timp real centralizarea voturilor și o serie de reprezentări grafice ale rezultatelor provizorii, parțiale și finale, imediat după închiderea secțiilor de votare și pe măsură ce vor fi încărcate în sistemul informatic procesele verbale. Peste 6.000 de români au votat prin corespondență. Pentru aproape 2.500 dintre ei, votul a ajuns deja în țară. Așteptăm până cu 3 zile înainte de data votării să ne parvină toate plicurile care le-am trimis în străinătate. Poșta Română a făcut un efort deosebit și are contracte cu instituții similare din majoritatea țărilor unde au fost expediate aceste plicuri, dar există și țări în care poșta funcționează mult mai greu și răspunsurile s-ar putea să nu vină, unele dintre ele, iar altele să se piardă. Cei 14 candidați la prezidențiale vor putea să-și mobilizeze electoratul până sâmbătă dimineața cel târziu. Toți competitorii politici care au avut materiale de propagandă electorală afișate în, sau indiferent că pot să fie și în mediul virtual, au obligația să le îndepărteze, să le șteargă, să le anuleze din aceste medii. După ora 7 dimineața de sâmbătă, nu mai este voie să fie desfășurată niciun fel de campanie electorală pentru alegerea președintelui României. Duminică, secțiile din țară se deschid la ora 7 și se închid la ora 21, cu posibilitate de prelungire până la miezul nopții, până votează ultimul alegător de la coadă.